Pentru că în Maramureș în acest sezon rece aproape că nu au existat zile fără incendii, mare parte produse din cauza coșurilor de fum, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș reamintesc populației cele mai elementare măsuri care trebuie respectate pentru ca bunurile și viețile să fie protejate. Printre măsurile pe care le-am recomandat nu odată pentru preîntâmpinarea incendiilor la coșurile de fum și în general la gospodării s-a numărat Curățarea cel puțin o dată pe an, deși cel mai bine ar fi primăvara și toamna a coșurilor de fum, respectiv repararea coșurilor defecte, controlarea lor de către personal de specialitate, cu competențe în acest domeniu. Când coșurile sunt lângă pereți de lemn sau alte materiale combustibile, trebuie să se lase între perete și coș un spațiu de cel puțin 10 cm, protejând în același timp peretele cu materiale rezistente la foc. În podurile clădirilor, coșurile se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cu var pentru a se putea observa cu ușurință eventualele fisuri. În spațiile cu pericol de incendiu și explozie nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului. Pompierii recomandă curățarea de două ori pe an a coșurilor de fum, dar nu este un număr bătut în cuie. Curățarea hornurilor trebuie făcută chiar de mai multe ori dacă se folosește o cantitate mare de combustibil solid. De asemenea, este știut faptul că sunt anumiți combustibili care produc mai multă funingine, iar aceasta se poate aprinde.